Fermierii pot să-și depună cererile de plată și în zilele libere, întrucât APIA nu are liber. În sprijinul fermierilor, noi vom lucra și în zilele de weekend, respectiv în 28-a-4-a, în 5-a-5-a, în 12-a-5-a, precum și în zilele de sărbătoare legale, cele din 30 aprilie și 1 mai. În perioada 1 martie 15 mai, fermierii pot depune la centrul județean sau la cele locale o singură cerere de plată, chiar dacă dețin suprafețe de teren în localități sau județe diferite. Până la această dată s-au depus aproximativ 65% ca și număr de fermieri estimați în 2018, respectiv 14.800 de fermieri au depus cereri pentru o suprafață de 53.000 de hectare, cam 42% din suprafața estimată pentru campania 2018. Pentru suprafețe mai mari de 50 de hectare de teren agricol, cererile se depun la centrul județean APIA, iar pentru suprafețe mai mici sau de 50 de hectare, cererile se depun la centrele locale. Termenul final de depunere a cererilor este de 15 mai, neexistând posibilitatea să fie prelungit chiar și cu perceperea de penalități. Prin urmare, fermierii trebuie să se grăbească.